Dar am o mare problemă cu fiul meu, pentru că l-am dus în biserică de când era câteva luni avea, la toate învierile, la toate, și de 2 ani de zile, eu merg și la Biserica Catolică noaptea de Crăciun, pentru că am învățat mama, se deschid cerul, el s-a născut ca urmare a rugăciunii, eu nu puteam să fac copii, că Dumnezeu știe mai bine că prea sunt, eu nu sunt mama așa. Și m-am rugat în 92, zic, Doamne, ajută-mă să las ceva în urma mea. Când am închis ușa și m-am dus la Sfântul Iosif la slujbă noaptea de Crăciun, am avut senzația de gol în spatele meu. Și m-am rugat și am rămas gravidă în 93, în iunie. Toți ziceau că nu se poate, nici n-am știut, că eu nu știam cu ciclu, cu de-astea. Și în 94 s-a născut Victoraș. Și eu s-a născut înainte de vreme din tâmpenia mea și m-am rugat în noaptea aia la Dumnezeu. Când doctorii mi-au zis, mai faceți altul, eu știam că nu se mai poate. Și atunci am făcut eu un legământ cu Dumnezeu să renunț la niște lucruri care sunt telurice și să-mi dedic viața lui Dumnezeu și oamenilor din jurul meu, nu așa cum politic, în stelul meu, da? Să fac bine. Și a doua zi copilul era perfect, se scufundă la 50 de metri, nu avea un plămân, nu îi funcționa. Așa. Și l-am dus la biserică și mama tot îmi spunea, este copilul lui Dumnezeu, maica ți l-a dat și a vorbit. Și acum 2 ani sau ceva, prietenele, fetele din viața mea, nu pot să cred într-un om cu barbă. El fiind cu studii, crescut, cu fizică, cu nu știu ce, dăm ceva palpabil. Ok. Și am explicat că Dumnezeu este iubire, este energie. Atâta da, exact. Timp El cât, e noi, cât, în primul rând. Nu, trebuie să-l simți. Da, da. Deci nu e un om cu barbă. Da. El care trăiește în epoca asta în care sunt biți și herți și nu știu ce, știe asta. Zice, nu crede cât în știință. Păi e perfect. Dumnezeu este toată știința. Vi-l trimit odată să vorbesc. Cu drag, din poate să. Deci suflet. Este cinic de nu se poate. Doi cinici într-o cameră. Da? Da. Deci, mi-l trimit. Da, acum, da. E singura mea greșeală pe care nu știu cum să o repar. La toate celelalte am găsit soluții. Dar ce simțiți că ar fi greșeala dumneavoastră? Pentru că, până la urmă, poate că societatea l-a schimbat, poate că cei nu l-am jur păi, l-au modificat. Și chiar e că l-a drogat. Da? Păi, dacă eu sunt de vină că părintele, că copilul meu se drogează, că nu l-am pus lângă el când a trebuit. Pentru că, se spune așa, rugăciunile părinților sunt temelia caselor copiilor. O spune Amin. În slujba, da? Amin. Și atunci eu înseamnă că la un moment dat în viața mea am făcut niște prostii și plătesc. Mai mici sau mai mari, toți plătim. Păi, care sunt. Dar de ce să ne încărcăm cu vina asta? Nu, vanitatea. Asta. Eu sunt foarte vanitoasă. Vanitatea e un mare păcat. Mândria e rea. Da. Și atunci în anumite momente de vanitate de ale mele, cine știe pe cine am făcut să plângă, să sufere, să... Și se întorc. Păi nu așa am început emisiunea. Se întorc.